elevi care îi aduc cadouri lui Racoviță. Cum am mai spus, în carne și oase. O felicitare? Da, sigur că da. Și în aceste zile se mai scriu felicitări. De când am mai primit o felicitare? Și de când am mai scris una? De la aniversarea Eleni. Ba da. Țin te rog. Cea mai de preț unealtă construiește ori distruge, ce vindecă ori îmbolnăvește. Este și a fost mereu cuvântul, indiferent de vreme sau de loc, aceia care au stăpânit arta cuvântului, fie spus sau scris, au avut mereu soarta de a rămâne vremuri nemuritori în memoriile celor care au avut norocul să înțeleagă acele cuvinte. La acest aniversar, tot cuvântul este cel care ajută din nou să arătăm unul altuia deoparte de masca obținută a tăcerii. Într-un mulți ani, cu deosebit respect, elevii liceului. Vreau să-mi cer scuze, dar la transversarea timpului mi-am uitat ochelarii în al doilea război mondial. Ajută-mă, te rog, puțin cu felicitarea. Pune-o în bibliotecă, de unde se pot. Floarea. Cât mister ascunde ea și câtă gingășie. Mulțumesc! Și rebusurile ascund mistere multe. Rebusul este, de fapt, o desfășire a unor noțiuni ascunse în mister. Poate, când veți avea puțin timp liber, veți porni într-o nouă expediție. Expediție! Oh, da! Belgica! E chiar aici. Aici, domnule profesor, simbolul atâtăianței de a te aventura misterile antrenate de în explorarea unor care nu poate există de la. Mulțumesc! Oh, pinguin! Pinguinul imperial! Cât de frumos! Mulțumesc! Nu se poate. O pictură a mea în lemn. Lemnul bunicilor mei din spatele casei. Mulțumesc. O, da, peștera. Foarte frumos. Mulțumesc. Ajută-mă, te rog, puțin. Mulțumesc, dar aceasta este o încununare a tuturor rezultatelor noastre. Mulțumesc. Un semn de carte, vai. Mulțumesc! Cât de frumos! Vă mulțumesc tuturor! Ce vor să facă? Vor să își facă o fotografie cu dumneavoastră. O imagine. Ah, bine. Și
eu vă mulțumesc pentru toate darurile. Bogdan, explică-i savantului ce a făcut, de fapt, cum se numește tipul acesta de fotografiere. Această fotografiere poartă denumirea de selfie. Este o prescurtare din limba engleză la self-photo, în față, și e cam, cum să spun, foarte răspândită în secolul 21. Mai ales acum. Am înțeles.